Declarații și declarații după partida România-Lituania. Unele dintre acestea stârnite de întrebările jurnaliștilor, pentru care noi, giurgiuvenii, suntem niște provinciali. Așa se face că pentru unii cel mai important a fost să stârnească comentarii legate de intonarea imnului la începutul partidei sau cu privire că a venit Naționala la Giurgiu și stadionul n-a fost plin, de vină fiind, desigur, fanii locali, că doar din cauza lor a plouat. Una peste alta, antrenorul Anghel Iordănescu a ales să vorbească despre fotbal. Au fost jucători tineri care au confirmat astăzi și în mod special l-aș menționa în repriza a doua pe Nicușor Stanciu, care a și debutat și a debutat cu gol. Sunt totuși îngrijorat pentru că avem jucători care activează în străinătate și care se vede clar până lipsa de jocuri, au și o lipsă de turație, au și, să zic așa, inconvenientul că nu poate juca titular la echipa lui de club și nu are ritmul pe care ni l-am dorit noi. Sunt bucur că am lăsat o impresie bună la primul meu meci și când am venit, e prima mea convocare, toată lumea m-a primit bine, de la președinte până la colegi și așa mai departe. La Giurgiu și la Cluj nu sunteți acasă? Vedeți, interpretați dumneavoastră tot timpul. Nu, suntem acasă. Se întâmplă când nu jucăm acasă pe arena națională. Da, așa se întâmplă când nu este Crainicul de pe arena națională de acasă. Nu a fost nici stadionul plin? Vă așteptați să fie plin? Da, ne așteptam să fie stadionul plin, mai ales că jucăm pentru prima dată la Giurgiu, ne așteptam suporterii să vină alături de noi. Însă cei care au fost ne-au susținut, nu foarte frenetic, însă nici nu ne-au apostrofat. Au venit să vadă spectacol. Tot timpul am controlat jocul. Acum, poate ritmul, nu știu, poate a fost mai scăzut, nu știu ce să zic, dar eu zic că am controlat jocul. Rezultatul este în favoarea noastră și cred că e un lucru important pentru noi. Lumea probabil aici la Giurgiu. Foarte bine. Nu știu, am văzut, e un stadion frumos, lumea își dorește să vadă echipa națională și în provincie. Ne bucurăm că putem să le facem pe plac. Sperăm să se mai întâmple. Mai multe amănunte despre declarațiile antrenorului Anghel Iordănescu și ale jucătorilor din lotul naționalei puteți urmări imediat după știri în ediție specială.